timpul întâlnirii noastre cu cetățenii din Alba Iulia în holul primăriei astăzi, 24 ora 16, este pentru a îndeplini procedura de consultare populației, pentru că Alba Iulia, serviciul de urbanism, a inițiat un document de urbanism, un plan urbanistic zonal pentru extinderea perimetrului intravilan în vestul localității. Cetățenii sunt chemați să-și exprime nemulțumirile, solicitările, eventualele intervenții pe care noi le-am notat și vor fi discutate în comisiile de specialitate, cele care sunt oportune și sunt în interes comun, oraș, cetățean, vor fi introduse în viitorul regulament de urbanism. Despre ce suprafață vorbim? Vorbim despre o suprafață studiată de 293 de hectare, din care 120 vrem să introducem în intravilan în această etapă. Deci este vorba despre un cartier rezidențial. Da, e important de știut că e vorba un cartier rezidențial special de o calitate superioară, deoarece parcelele minime reglementate sunt de 1000 de metri pătrați, procentul de ocupare este mai mic decât de obicei. Dorim să fie un cartier aerisit și care se integreze în zona peisageră sau în zona de amplasament cu valoare peisageră deosebită a orașului. Unde mai exact? E sub Vii până la Vii? Dacă ne gândim, dacă știți unde este parcul dendrologic, până în zona Lalelelor, pe toată latura de vest a orașului. Am înțeles. Despre problemele care s-au discutat aici, ce ne puteți spune? Deci au fost o gamă întreagă de probleme. V-am spus că ele vor fi punctual discutate în comisiile de specialitate. Dacă se poate, le vom da curs și dacă se consideră justificate. Pentru că două interese avem. Interesul comunității în ce privește dezvoltarea orașului și paralel interesul cetățeanului care este proprietarul terenului.